Bună ziua, dragi prieteni! În primul rând, țin să urez la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Petru și Pavel. Astăzi este ziua noastră, pentru că și eu sunt Pavel. Acum aflați încă un secret al domnului Doru. Deci, am făcut un mic video acum, pentru că am uitat în celălalt video lung să fac această urare, așa era frumos să încep cu această urare, dar tot așa încep cu această urare, să ne dea Dumnezeu sănătate, putere și tot ce ne dorim celor care poartă numele de Petru, Pavel și derivatele din aceste nume. La mulți ani, Doamne ajută, multă sănătate și urmăriți video pentru că spun câteva lucruri interesante. Bună ziua, dragi prieteni! Ce ziceți de titlu? Nu e nicio exagerare. De ce spun asta și de ce pot să afirm asta că, virgulă, caprele mele sunt cele mai prolifice capre chiar din lume? Pentru că, fiziologic, mai mult și mai prolific de atât nu se poate. Deci, o capră are gestația 5 luni, iar după fătare, din câte știu eu, trebuie minim o lună la uter ca să se refacă, să fie pregătit pentru o nouă gestație și pentru o nouă montă. Deci, caprele mele au fătat în decembrie, după 20 decembrie, se poate verifica, am video pe canal cu fiecare. Știți bine că în ianuarie, cam prin 20 ianuarie, fiind și cu ele, nu mă gândeam eu că se vor monta. Știți bine că m-au surprins și pe mine faptul că s-au montat din nou. Deci după o lună de la fătare s-au montat, fapt ce a dus la o nouă fătare după 5 luni, deci în 6 luni, în interval de 6 luni au fătat de 2 ori. Se poate egala acest record, dar nu se poate depăși, pentru că, v-am spus, fiziologic nu este posibil. Deci uterul capre are nevoie de minim o lună ca să se refacă. La mine s-au refăcut chiar într-o lună, iar fiind caprele bune, hrănite, fiind bine, chiar dacă au fătat în decembrie, în ianuarie, ați văzut, nu au avut nicio... n-au fost slabe și au intrat în călduri. Deci, nu toate, au intrat 5 capre în călduri, da, care s-au și montat. Sura, Bătrâna, Bela, Dora, Șuta și Stela. 6 capre, chiar 6 capre. Nu, pardon, fără Sura, 5 capre, am zis bine de la început. Sura a fătat în martie. Deci cele 5 capre s-au montat toate în decurs de 3 zile, zic eu, cam așa, da? Pentru că au început fătările în 20 iunie. Până în 21-22 iunie erau termenele, dar la Stella ați văzut, a depășit un pic termenul și cred că și din cauza că ieduțul avea un pic ganglionii măriți, muștele astea nu ne dau pace, ne mănâncă cu totul și caprele săracele sunt foarte afectate de muște și când le mulg, săracele le dau din picioare mult pentru că le mănâncă muștele, le mușcă muștele. Din păcate nu le putem eradica în totalitate. Am mai pus benzi, s-au mai lipit, dar totuși fiind gunoi, fiind grajd, porci, capre, imposibil să nu fie muște și căldură. Deci să nu deviem de la subiect. De ce am spus că, virgulă, caprele microfermei Doru sunt cele mai prolifice din lume? Pentru că am reușit performanța de a avea 2 fătări, nu într-un an, în 6 luni. Deci chiar am râs la comentarii copios, pentru că multora nu le vine să creadă, iar mulți, poate și din invidie, caută să bage tot felul de chestii, că nu ar fi posibil. Deci, vă spun eu, este posibil. Condiția este ca, virgulă, capra să fie într-o formă foarte bună, pentru că o capră care este slabă și care este vai mama ei, aceea vă dați seama că nu va intra în călduri. Încă ceva, nu am făcut niciun tratament la capre pentru a intra în călduri, eu n-am făcut niciodată, nici nu este nevoie, pentru că am țap bun, tot timpul am avut țap buni cu procente de anglonubian în ei
Și se știe că un țap anglonubian montează tot timpul anului și tot timpul anului stimulează caprele să intre în călduri. Deci cel mai bine, dacă vrei să montați caprele și contrasezon și mai repede decât ar fi normal, să aveți un țap anglonubian sau cu procente de anglonubian, metis. Deci acești țapi tot timpul o să vă arat și când o să bag peste 2-3 zile o să bag cele 4 capre cu șeic, chiar 5 capre, pentru că o vă dau o veste bună. Micuța și-a găsit o nouă familie, tot aici în județul Arad, pe lângă Arad, și va pleca, doar voi băga să se monteze și ea și sper să se monteze într-o săptămână, două, să le dau la oameni și montată. Deci mă bucur foarte mult că, datorită videoului care l-am făcut și în care am spus că poate să vină oricine, uitați-o pe micuța ea, chiar ea este vedeta acum, deci poate să vină oricine cu 500 de lei și o are pe micuța. Așa s-a și întâmplat, m-a sunat o familie de lângă Arad și am convenit să le-o duc, dacă s-ar putea și montat, acum le-am spus, posibil să nu se monteze decât într-o lună sau cine știe când, și atunci nu le voi duce cum va fi, dar după cum știu eu, pe șeic și caprele mele că sunt hrănite, eu zic că într-o săptămână, maxim două, se vor monta și chiar mă bucur că pot să le aduc și montată, gata, și să le dea Dumnezeu să fete, cel puțin cum a fătat și la mine, tot câte doi iezi, cred că doar o dată a fătat un ied. Capra este tânără, nu este bătrână, este din 2022. Sau nu, 2021, greșesc, în 2020 le-am adus caprele și în 2021 a fost prima fătare, deci este din primele fătări din microferma Doru. Deci despre asta vorbim, acum despre prolificitate. Deci v-am spus, nici mie nu venea să cred, acum 4 ani când m-am apucat de capre, că o să ajung și să ating performanța de a avea două fătări în 6 luni. Știți bine că microferma Doru v-a obișnuit cu două fătări într-un an, dar chiar două fătări în 6 luni a fost și peste imaginația mea. Deci chiar nu mă gândeam că este posibil, dar calculând și fiziologic vorbind, este posibil, pentru că v-am spus, multă lume mi-a spus în comentarii că nu e posibil că, pentru că caprele au gestația 5 luni. Ok, au 5 luni gestația, fată, într-o lună se reface uterul și atunci vă dați seama că dacă avem țap bun lângă ele, ele sunt bune, hrănite, n-au nicio boală, sunt în formă, chiar dacă au ieduți mici și alăptează, ele se montează la minim o lună de la fătare, deci mai jos de o lună nu cred că este posibil. Deci de aceea pot să spun și să afirm cu tărie că, virgulă, caprele mele au stabilit un record, de ce nu mondial. Bineînțeles că această chestie a trecut cam neobservată pe YouTube, un capre care fată de două ori în 6 luni nu prea interesează pe nimeni, nu este nicio problemă. Este satisfacția mea, pentru că nu am muncit în zadar 4 ani și înseamnă că am muncit bine, am împerecheat bine, am montat bine, cu țapi buni și capre bune, am obținut rezultate bune, atât cu privire la cantitatea de lapte, cât mai ales cu prolificitatea. Deci să ai capre care să sfete de 2 ori în 6 luni nu este puțin lucru. Dar v-am spus, sunt un canal mic care nu este promovat în așa de mare măsură. Dacă apărea știrea asta pe alt canal, pe unde sunt mai mulți abonați eventual sau unde este mult mai multă promovare, vă spun eu că făcea un video, făcea 100.000 de vizualizări ușor. Un video în care se spune că o capră a fătat de două ori în 6 luni. Și eu nu am mințit, asta este, așa se întâmplă, așa s-a întâmplat. Aveți, celor care sunteți sceptici, vă ofer și este liber, este public canalul meu. Uitați-vă în urmă, la videole din urmă. În decembrie aveți video cu fătările,
În ianuarie aveți videouri cu montele și în iunie videouri cu a doua fătare în 6 luni. Deci nu este nimic de la locul lui în cele ce spun eu acum. Totul este cum spun. V-am spus, am stabilit un record care va putea fi egalat, dar nu va putea fi depășit, pentru că nu este posibil fiziologic. Deci un uter nu are cum să poarte o următoare gestație, sarcină, decât dacă este refăcut complet. Știți bine că la diferite rase de specii de animale diferă timpul de refacere a uterului. De exemplu, la iepe, la 9 zile de la fătare se poate monta iapa, rămâne gestantă din nou. Deci este mult mai scurt timpul, dar din câte știu eu, la capre trebuie minim 30 de zile să se refacă uterul, să se retragă, să se dezinflameze, pentru că el este inflamat și burta și tot este inflamat după fătare. Deci într-o lună se reface, dar este foarte rar ca imediat să se și monteze acea capră, pentru că nu toate au aceleași, probabil, gene. Deci totuși cred că am o linie de capre care au gene foarte, foarte prolifice, deci care transmit foarte mare prolificitate. Deci nu mi se datorează mie în totalitate faptul că, virgulă, căprițele mele au fătat de 2 ori în 6 luni, cât și caprelor care au gena bună. Să nu-l minimalizăm nici pe Sheik, care este și el cu procent bun de anglo-nubian. Mulți zic că nu este 100%, da, nu este 100%. Din partea mea să fie 1% anglo-nubian. Pentru mine contează ce face, ce scoate din el. Ați văzut ce iezi a scos, ați văzut că nu are nicio problemă, deși domnul Petrecău, care nu-i mai Petricău, acum e Petrecău, îmi spune că eu l-am hulit pe Sheik, nu l-am hulit niciodată, chiar eu am fost singurul care, și printre puținii care am spus că nu este din cauza țapului, nu sunt din cauza țapului acei ganglioni, pentru că Sheik mi-a dat ies bun și în martie, deci sura a fătat ies buni. Cine a mai fătat? Gina a fătat, Zâna a fătat ies bun. Zâna, de fapt, Gina a avut cu ganglion și al Ginei. Dar a dat și ies bun și dacă el era cu probleme, nu dădea și ies bun, dădea doar ies cu probleme. Deci, v-am mai spus și nu sunt eu autoștiutor, dar eu zic că ganglionii se formează și în uter și apar ies cu probleme și neviabili și datorită unor infecții intrauterine, pentru că ganglionii au rolul de a absorbi infecția din corp, exact ca și la oameni. Știți bine, dacă aveți o infecție în corp, se inflamează sau ganglionii din zona inghinală sau ganglionii din zona gâtului, exact ca și la căprițe. Deci, nu știu, puteți să scrieți și care sunteți hateri, să scrieți ce vreți, nu contează, dar înainte să faceți o afirmație că nu este posibil ca o capră să fete de 2 ori în 6 luni, vizionați, vă rog, videourile din urmă, pentru că eu nu vorbesc numai ca să mă aflu în treabă și nu sunt om bătrân, om matur, la 50 de ani azi mâine, care nu am chef să vorbesc vorbe anapoda, doar așa ca să atrag, ce să atrag, că nu am atras nici vizualizări, nu neapărat foarte multe vizualizări și chiar nu e nicio problemă. Deci eu caprele acestea nu le țin pentru YouTube, neapărat le țin pentru mine, dar îmi place să vă împărtășesc dumneavoastră sentimentul de a le crește, sentimentul de a consuma un lapte proaspăt de calitate, de a avea o carne proaspătă, de ied, de purcel, de porc. Deci de aceea pe toți vă încurajez să faceți o microfermă pe lângă gospodărie, deci bineînțeles cine vă permiteți, cine stați la țară sau la casă. Și chiar de aceea sunt super, super mulțumit și satisfăcut sufletește când primesc telefoane și primesc mesaje de la oameni care îmi spun: domnul Doru, datorită dumneavoastră m-am apucat de capre. Deci ca și familia de la
de lângă Arad, unde va pleca micuța. Uitați-vă și pe Ramon ce frumos este. Deși familia aceasta s-a apucat de căprițe și de porci, tot datorită videourilor mele, Ramon vrea să dărâme trepiedul. Aici, Ramon, hai. Hai, Ramon. Ramon. El este cam năzdrăvan. S-a făcut foarte frumos. Deci cam asta, despre asta este vorba în video de astăzi, pentru că am observat că multă lume nu a crezut, multă lume a luat în râs videourile cu fătările de 2 ori în 6 luni și au trecut foarte neobservate, dar nu este nicio problemă. Ele rămân în filmoteca canalului Capre, Porumbei și Câini și pot fi văzute oricând. Doamne ferește, chiar am văzut în dimineața asta și chiar îmi pare rău pentru Orășan la țară. Am înțeles că i s-a spart contul de YouTube, contul principal Orășan la țară, și vă dați seama că a pierdut tot ce a adunat și ce a muncit în 4-5 ani. Deci așa se poate întâmpla la oricine, chiar și mie, deci nu mi-ar părea rău decât pentru videourile filmate și pentru mine canalul de YouTube în primul rând este ca o cartotecă, ca o filmotecă unde pot să regăsesc un video chiar filmat de ani de zile în urmă. Pentru că pe orice telefon, v-am mai spus, nu avem așa memorie să înmagazinăm sute de video, mii de video. De aceea este bun YouTube-ul și pentru că putem înmagazina pe un canal mii de video, mii de ore de filmări, zeci de mii, și avem și un pic de rezultat al muncii de a filma. Acum eu nici nu mă stresez prea tare, eu doar filmez, nu editez, nu am nu știu ce scule, am un trepied cu 40 de lei luat și un telefon. Cu astea fac totul, dar chiar și așa am reușit să adun aproape 5.000 de abonați și am reușit să fiu monetizat chiar de 2 ani aproape și totuși ai o satisfacție și când vezi că ți-e răsplătită câtuși de puțin munca pe care o faci. În primul rând o fac cu drag, filmez cu drag pentru dumneavoastră, deci nu filmez ca să devin eu nu știu cine, notoriu sau ăsta. În primul rând filmez ca să vedeți și dumneavoastră o modalitate de a crește animale, căprițe, porci, găini, ce mai am și eu, porumbei, câini. Deci, în primul rând, pentru relaxare, pentru sănătatea familiei, pentru că consumăm un mare procent din produsele consumăm din gospodăria proprie, de unde știm ce am dat la găină să mănânce, la porc, la capră, și nu știm că sunt foarte, foarte sănătoase, foarte aproape de natural. Pentru că chiar 100% naturale sau bio, v-am spus, nu există, pentru că și în cereale, deci ar fi 100% bio dacă tot ce ar mânca animalul ar fi bio, adică cereale să fie bio, fân bio, ceea ce nu prea este posibil, pentru că doar dacă ne referim și la cereale, este clar că porumbul, grâu, orz, orice, are și în componența lui azot, azotat de amoniu, are tot felul de substanțe de erbicidare de care rămân în plantă. Deci și indirect se transferă și la animale, dar într-o cantitate mult mai mică, ca și când am dat la animal ceva de la locul lui. Deci, dar totuși, v-am spus, nu este bio. O să vă arăt acum un pic și animăluțele, pentru că ele sunt vedetele, nu eu. Doar că am filmat așa ca să pot vorbi. Le-am dat să mănânce, pentru că dacă nu filmam și filmam în grajd, erau toate, mai ales prințesa, erau lângă mine. O să vă camera și o să vă arăt. Aici ieduțul bătrânei, Stella, una dintre caprele record. Aici avem celelalte căprițe, avem pe Dora, capră record.
Avem pe bătrâna capră de peste 10 ani, capră record, cu două fătări în 6 luni. Aici este micuța care într-o săptămână, două ne va părăsi. Ra, care este un superb. Chiar m-am uitat că iedul Dore, cred că nu este acela, este al bătrânei, dar iedul Dore este mult mai frumos decât el pentru că are părul mai scurt și aș fi putut să-l țin și pe el de prăsile, dar nu o fac pentru că vreau un pic să întorc pe linia prințului, iar Ra are mult din prințul, are mult din aliura prințului, din genele prințului, chiar și părul un pic mai lung pe trenul posterior și pe spate, moștenit de la Zâna, de la mama lui, care este aici în mijloc. Din păcate, ele își mai fac nevoile și în vălău cu hrană. Aici l-aveți pe Ramon. Un exemplar foarte frumos. Stela care ține laptele microfermei. Și mai sunt pe subiezle căprițe. Este norocoasa, sunt ieduții. Deci cam asta este. Mulțumesc pentru vizionare și o zi bună vă doresc!